Salutare și bine v-am găsit în pisieria. Eu sunt Mihail și astăzi vă arăt cum puteți vedea ce componente aveți în calculatorul vostru. Pentru a face acest lucru, prima dată va trebui să deschideți un browser și să scrieți HW de la hardware info. O să dăm enter, ne va duce pe Bing, nici nu contează. Vom da click aici pe download și dacă o să fac fereastra un pic mai mare, o să vedeți că avem mai multe versiuni. Varianta instalabilă, varianta portabilă și varianta portabilă pentru DOS. Sfatul meu ar fi să luați varianta portabilă, puteți să o lansați oricând. O să-i dau free download și aici veți alege unde vreți voi. Eu voi alege local US, se descarcă, după care vom deschide arhiva. După cum vedeți în arhivă, avem două variante, varianta pe 32 de biți și varianta pe 64 de biți. Eu voi rula varianta pe 64 de biți pentru că așa este sistemul meu de operare. Dublu clic, apare un prompt de user account control, dați click pe yes și apoi aici o să vedeți că aveți două opțiuni de bifat, sensors only și summary only. Asta înseamnă că programul poate porni doar în modul de monitorizare al senzorilor de temperatură sau doar în modul summary. Eu voi da click direct pe run nu mă interesează altceva. Cu acest program puteți vedea și senzorii de temperatură pentru diverse componente, dar poate facem un tutorial separat pentru că și acolo e un pic de discutat. Îmi zice că ai un update beta, nu mă interesează, voi da X și voi da X și la această fereastră. Și ca să vedem ce componente avem, pur și simplu mergem aici în partea stângă și deschidem fiecare chestiuță de aici. De exemplu, procesorul i5-4440, aflăm toate detaliile despre procesor, din ce familie este, ce producător, ce litografie și așa mai departe, ce socket, vedeți toate chestiile, ce instrucțiuni suportă, ce funcționalități suportă, ce funcționalități nu suportă și așa mai departe. Placa de bază la fel, dacă mergem aici la motherboard, ne spune numele, ce porturi are pe placă, ce versiune de BIOS avem, dacă este UEFI, la fel la memorie, ce bancuri de memorie avem. Eu am două bancuri de 1600 de MHz a 4 GB fiecare. Cam asta e softul, mie mi se pare foarte ușor de navigat și de înțeles. Dacă v-a plăcut acest tutorial, nu uitați să dați un like, mă ajută foarte, foarte mult. Un share să-l vadă și prietenii voștri. Linkul către soft e în descriere. Până la data viitoare, să aveți o zi frumoasă. La revedere!